Discutăm în continuare despre fericire, doar că ne axăm mai mult pe populația Republicii Moldova, ce este fericirea și cum putem găsi acele motive de a zâmbi mai mult și dacă nu cumva confortul adesea este confundat cu starea de fericire. Răspunsul la aceste întrebări ni-l va oferi în această dimineață Victoria Gonța. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Mă bucur tare mult și exact într-un context favorabil. Fericirea națiunii noastre. Suntem noi oameni fericiți sau fericirea se câștigă? E o întrebare retorică. Fiecare om o să-și răspundă în felul său, pentru că senzația fericirii, sentimentul fericirii este trăit diferit, înțeles diferit, simțit diferit, manifestat diferit. Bun, dar nu există o definiție a fericirii. Probabil fiecare oferim o definiție personalizată. Da, doar că ceea ce se știe este că fericirea este un sentiment complex, stimulat de emoții, emoții pozitive în special, dar nu lipsit de emoții obișnuite, tradiționale, normale, de tristețe, de frică, pentru că și astea sunt parte din viața noastră sentimentală și atunci tot ce înseamnă emoții, tot intră în categoria asta de fericire. Mai nefericit este cel care nu trăiește emoții, ori de care n-ar fi. Apropo, citeam ceva timp în urmă despre faptul că înțelegem esența fericirii doar atunci când survine nefericirea sau un incident mai tragic. Mai degrabă apreciem mai mult ceea ce avem și ne considerăm fericiți atunci când ceva pierdem. Pentru că durerea pierderii îți arată cât de fericit ai fost până când ai pierdut. Bun, oare chiar acum cu starea de război, toată lumea a înțeles că a fost foarte fericit. A trăit fericit atâta timp cât nu a fost războiul. Dacă ar fi să facem o anamneză a pacienților, vorbim de afecțiuni de sănătate, avem anumite simptome. Dacă am catalogat fericirea drept un diagnostic, care ar fi simptomele? Cum ne dăm seama că persoana de alături este fericită? Trăiești cronic emoții pozitive de entuziasm, interes, bucurie, extaz. Trăiești și tristețea fiind empatic pentru cineva, dar și pe propriile emoții știi să le trăiască cu deplin și să le manifeste fără ca să se teamă de cei din jur, de judecata oamenilor, că uite că nu-și poate gestiona emoțiile. Asta și înseamnă a-ți gestiona emoțiile, să le simți, să le trăiești și să-ți le exprimi într-o manieră constructivă fără a afecta pe ceilalți. Urmăream chiar acest reportaj despre fericirea la nivel internațional. Ne-am clasat destul de binișor din 146, poziția 42 e totuși mai bună decât anul trecut. Totuși, adesea oamenii sau psihologii, psihoterapeuții susțin că foarte des facem confuzia asta. Zona de confort, rutina, înseamnă fericire. E adevărat această axiomă sau nu prea? Nu prea. Deci, să zicem așa, zona de confort este un mediu facilitant pentru o stare de bine constantă. Dar nu este senzația fericirii acolo. Este doar un confort. Un confort de care avem nevoie pentru ca să ne revigorăm, pentru ca să ne putem resuscita de la viața mai tumultoasă. Dar fericirea este o trăire interioară pe care noi o avem de fiecare dată când contactăm cu natura, cu oamenii, cu prietenii, cu o noutate, o știre, ceva nou care ne surprinde. Și atunci noi spunem, uite ce fericită sunt că le văd. Elementar, mă uit și văd floarea asta, eu deja sunt fericită, pentru că cei care trăiesc într-o zonă de confort, dar constant așa, pot să nu observe lucruri elementare care ar putea să-i producă senzația sau emoția de bucurie, așa, de entuziasm. Bine că este un raport a emoțiilor în sentimentul ăsta de fericire, că nu poți să ai senzația fericirii sau sentimentul fericirii de plin atunci când tu ești predominant în emoții negative, doar când ești predominant în emoții pozitive. Dar cum zicea raportul, cei care se respectă pe sine și respectă timpul, spațiul, oamenii din jur, știu să stabilească hotare și să comunice, ei trăiesc sentimentul fericirii pe termen lung.
Pe când cei care nu știu să facă lucrul ăsta pot să se bucure sporadic de niște câștiguri, de niște reușite și atunci e senzația fericirii, dar este episodică, este fericire chiar aici durată. Am vrut să ajung pentru că e un soi de dilemă existențială. Pentru cineva fericirea înseamnă mult, da? Uneori exces. Pentru altcineva fericirea constă în detalii mici. Un lucru e sigur, fericirea se dobândește în timp. Da? Se dobândește în atitudine, aș zice eu. Iar atitudinea se dobândește din valori. Așa. Pentru că noi putem să fim fericiți, bucuroși de ceea ce corespunde cu nevoile noastre și valorile noastre. Bună oară, dacă pentru mine muzica este o valoare, atunci orice contact cu muzica mă va face fericită. Da? Pe când pentru altul muzica nu înseamnă nimic și atunci noi nu putem să fim fericiți în același timp de același episod pentru că suntem cu valori diferite și nevoi diferite. Foarte frumoasă abordare! Da, oricum este, fiecare este fericit în felul lui și nefericit în felul lui. Deși este o zicală că fericirea este la fel, iar nefericirea individuală, cred că nu este adevărat lucrul ăsta, pentru că și fericirea se trăiește în mod particular, individual, fiecare o trăiește și o simte diferit. Și apropo, dacă e să discutăm despre particularitățile fiecărui individ dintr-o familie, așa, hai să luăm un exemplu. 4 persoane într-o familie, 2 adulți, 2 copii. Parcă familia este fericită, pe ansamblu. Dar cineva din familie este trist. Cum se întâmplă acest lucru? Oare nu suntem noi rezultatul cercului social în care tot mișunăm? Sigur. În general, tristețea este un simptom, nu doar o emoție. Și atunci când cineva într-un mediu fericit și împlinit se simte trist, preponderent trist, atunci vorbim despre un simptom care ar putea să vorbească despre alți factori. Bunoar ar putea fi ceva biologic care îl tulbură, îl deranjează sau ar putea prelua ceva din genetica lui de la cineva, o tristețe, așa, îngândurare, îngrijorare, o anxietate și atunci ne gândim noi de unde are el, pentru că na, toți în familie sunt fericiți. Trebuie abordat individual, trebuie dus cum acea persoană de mers pentru el, pentru nevoile lui, de a le evalua, de a vedea ce se întâmplă cu el, mult mai profund. Pentru asta există specialiști. Exact. Și atunci, ceea ce este important este că cei care înconjoară acest om trist să se îngrijoreze de starea lui și să îi creeze condiții pentru bucurie. Unor ei știu ce îl fac pe el mai bucuros, ce îl fac mai fericit și să-i creeze condițiile astea cât mai des pentru ca să învețe senzația de bucurie, emoția asta, să învețe emoția entuziasmului, interesului, curiozității. Și da, stimularea curiozității este o modalitate de a deveni mai fericit. Pentru oricine, noi știm că în copilărie, prin curiozitate, prin interes, obținem cunoștință, dar și bucuria asta, wow, ce am descoperit, insight-ul ăsta. Insight-ul de fiecare dată este o emoție pozitivă care ne ridică moralul și ne stimulează spre următorii pași de căutare. Și atunci devenim fericiți prin căutările pe care le avem, fericiți prin informația pe care o dovândim, fericiți prin acele momente de bucurie în clipa în care descoperim ceva. Există mai multe canale prin care putem să obținem fericirea, dar sigur, fiecare membru a familiei care nu cunoaște aceste canale și dar vrea să facă fericit pe cel de alături, e bine să meargă să obțină această informație. Apropo, foarte delicată intervenția celorlalți membri ai familiei, a prietenilor, pentru că nu întotdeauna implicarea sau ingerința noastră în spațiul intim, în spațiul privat, este de bun augur. E mai bine totuși să mergem la un consult de specialitate pentru a identifica exact cauzele acestei senzații de tristețe? Da, dar nu în afara propriilor încercări de a face ceva pentru această persoană, pentru că mai bine decât cei din preajmă nu știe nimeni omul. Adevărat. Și
Ei cunosc care sunt elementele care îl fac bucuros, dar dacă nici aceste elemente nu îl fac bucuros, atunci se pune un semn mare de întrebare ce se întâmplă și da, trebuie de adresat la un specialist. Bine, la psiholog de bună oară, pentru ca să vină cineva, el trebuie să vină conștient că are nevoie. Dacă e o persoană deja în capacitate de a fi conștient de nevoile lui. Dar dacă este un copil mai mic în care nu știe ce înseamnă psiholog bună oară, oricum merge ca la un educator, merge ca la un... trebuie de să spus că este un psiholog, este un specialist care se ocupă de emoții. Și pentru că mă îngrijorează tristețea ta, vreau să mergem să vedem ce e cu ea. Doamna Gonța, mai am o întrebare totuși. Tristețea în exces sau tristețea adusă la extremă cumva se transformă în depresie, mai mult sau mai puțin. Este un simptom al depresiei. Exact. Avem oare fericire maximă care trebuie tratată? De exemplu, avem oameni euforici care sunt mult prea fericiți și care trebuie coborâți un pic cu picioarele pe pământ? Oricare emoție în exces, ca și sentiment în exces, ca și mâncare în exces, ca și o băutură în exces, are acest risc de patologie și o stare permanentă, euforică, ea surmenează, pentru că emoția în sine este o greutate pentru organism, da? Deci de fiecare dată este ca și cum am stresa organismul prin aceste emoții, dar le stresăm pozitiv, încărcându-mi, da? Până oară noi dăm sânge pentru ca să putem să facem o cercuie de sânge. Facem multe lucruri ca să ne revigorăm. Exact așa e și emoția. Ea are capacitatea asta de a încărca, dar și de a descărca. Poate cunoașteți ce înseamnă gâdilitul. Da. Gâdilitul, dacă e gâdilitul în exces, poate să ajungă la moarte. Da? Exact. Pentru că ce se întâmplă atunci? Este o prea mare încărcătură pentru organism și creierul nu mai rezistă să ducă această emoție. Deci, da, atunci când vedem o excitabilitate constantă, o emoție, euforie constantă, sigur că e și acolo un semn de întrebare. Care trebuie remediat. Da, și mai ales când această euforie nu e raportată la situațiile reale. Deci, în situația reală, o persoană obișnuită ar fi reacționat cel puțin neutru. Dar persoana reacționează euforic. Deci nu e ok. Știți, tocmai mi-ați sugerat și un subiect de discuție pentru ulterioare intervenții, modul în care reacționăm și când e momentul să ne punem semne de întrebare, fie reacționăm insuficient, în exces sau neutru. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru prezență, pentru informații. Ne-ați făcut dimineața asta mai frumoasă, suntem mai fericiți pentru că v-am văzut, așa că vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc, cu drag!